Guvernul a revizuit prevederea din Ordonanța 47 referitoare la creșterea salariilor personalului din Ministerul Finanțelor, ANAF și alte structuri, după ce câteva mii de angajați din finanțe din România și din țară au oprit lucrul și au declanșat un protest spontan. Pentru că măsura a fost anulată, începând de astăzi, finanțele publice și-au reluat programul. Referitor la protestul spontan de ieri, colegii, de fapt toți salariații din Administrația Finanțelor Publice Neamț au ieșit la această formă de protest față de prevederile Ordonanței 47 privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2015, în condițiile în care era un articol în care se stipula o creștere salarială de 25 de clase pentru salariații din aparatul central al Ministerului Finanțelor, al ANAF-ului și a DGAMC-ului. Noi considerăm că avem aceeași complexitate a muncii și aceleași riscuri ca și colegii noștri de la București. Deci pentru asta, ăsta a fost motivul pentru care s-a protestat ieri. Noi considerându-ne discriminați față de ei. Activitatea s-a desfășurat în mod normal astăzi la Roman. La ordonanța era pentru rectificarea bugetului pentru anul 2015. În această ordonanță era un articol care prevedea creșterea salarială pentru acele categorii de lucrători din Ministerul Finanțelor și din ANAF. Abrogându-se acest articol, pe care de consecință a dispărut și creșterea salarială și a dispărut și discriminarea la care noi făceam referire. În condițiile în care guvernul a abrogat acel articol din actul normativ de care vă povesteam, a dispărut discriminarea. Noi nu asta ne doream. Noi nu doream să se anuleze creșterea pentru colegii noștri la București, ci doar să beneficiem și noi de aceleași sporuri. Pentru că la muncă egală ni se părea normal să avem aceeași remunerare. În condițiile în care a dispărut obiectul discriminării, vă dați seama că protestele de astăzi nu-și mai aveau locul. Având în vedere că funcționarii ANAF-ului nu au mai beneficiat de o creștere salarială în ultimii 2 ani, este posibil ca în următoarea perioadă Ministerul Finanțelor să ia măsuri în această privință. Negocierile de ieri purtate cu conducerea Ministerului s-a prevăzut ca în momentul întocmirii bugetului pentru anul 2016, în măsura în care se vor găsi fonduri suplimentare, să se acorde o creștere salarială unitară pentru tot personalul din Ministerul Finanțelor, ținând cont că Ministerul Finanțelor și ANAF-ul a performat. Deci suntem o instituție care a performat, am reușit atât atragerea de cât mai mulți bani la bugetul statului, cât și asta se vede analizând datele statistice. Deci, în permanență, noi ne-am făcut planul la încasări. Rămâne de văzut dacă aceste negocieri vor aduce finanțiștilor din teritoriu mărirea de salariu pe care o așteaptă de atâta vreme.